Cel puțin 30 de talibani au murit după ce s-au aruncat din greșeală în aer în timpul unui curs de fabricat bombe, transmite o agenție de presă afgană. Incidentul s-a produs în nordul Afganistanului. Printre cei uciși în explozie erau și 6 cetățeni străini care ar fi fost experți în fabricarea minelor. Talibanii se adunaseră într-o moschee pentru a primi instrucțiuni despre bombe și dispozitive explozive improvizate. Militanții le folosesc împotriva forțelor afgane, deseori însă fac victime și printre civili. Cu câteva zile înainte, o astfel de bombă a ucis 2 copii. Talibanii au intensificat violențele în Afganistan și spun că nu vor înceta până când americanii nu își vor retrage complet trupele din țară.